Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în ultima parte a dimineților cu plus. Alături de noi a rămas Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Mulțumim tare mult! Și eu! Am discutat un pic despre ziua de ieri, despre evenimentele care au avut loc pe 28 noiembrie, dar am ajuns și la niște evenimente care s-au realizat anterior, la evenimentul de la București, de la Romexpo, unde a participat ansamblul Ciprian Porumbescu, dar au venit și niște invitați surpriză, dacă pot să-i numesc așa, sportivii mondial, dar și europeni, și au adunat așa acolo mult mai multă lume. Da. Interesant este că la București, dumneavoastră ați făcut un îndemn. Mi-aduc aminte foarte clar, că ne-ați îndemnat nu pe toți cei din țară să vină aici, în Bucovina, să participe în această mini-vacanță, 31 și 2 decembrie, când este liber. S-au ocupat... 34, deci. Da, în speranța, în speranța că în 34 da. Deja asta e clar că... Da. E weekend. Da, încă din ianuarie a fost o hotărâre de guvern care a dat ziua de 2 decembrie zi liberă, în așa fel încât s-a putut face punte între 30, Sfântul Andrei, întâi ziua națională, și weekendul de 34. Prin urmare, o mini-vacanță de 5 zile, foarte bine primită de cei care doresc să și ia o mini-vacanță, și am considerat că este momentul acum să vină Bucovina, având în vedere faptul că pe de o parte, această zonă va fi în perioada acestei mini vacanțe cu un peisaj deosebit, din ce discutasem și cu cei de la Salvamont, și meteo se anunța o vreme foarte bună pentru o mini vacanță, în sensul că zona de munte să fie acoperită de zăpadă, și iată, a nins zilele trecute, a nins și în seara asta. În zona de munte nu se topește în perioada acestei mini-vacanțe, dar mai mult decât atât, am avut posibilitatea, atât la târg și cât și cu alte ocazii, să transmit tuturor celor care vor să petreacă o mini-vacanță de vis, să spunem. Am recomandat Bucovina, pentru că aici gazdele s-au pregătit într-un mod cu totul deosebit, ca și cum ar fi, să spunem, un preambul la sărbătorile de iarnă, la Crăciun, la anul nou, Revelion. Prin urmare, turiștii au putut să afle și de la noi, prin această campanie de promovare, faptul că aici vor avea gastronomie, vor avea activitățile specifice, zone de vizitare, monumentele UNESCO, dar vor avea și un peisaj deosebit, primul peisaj de iarnă care poate fi văzut pe acest sezon. Cei de la Salvamont au finalizat traseele și le-au pregătit pentru sezonul de iarnă. Acum două săptămâni au finalizat și ceea ce înseamnă o serie de verificări pe Via Transilvanica și pe Via Maria, dar pe Via Transilvanica împreună cu cei de la Tășulea s-au făcut o inspecție pe traseu și au mai corectat ce mai erau de corectat pe acolo, în așa fel încât și traseile turistice pe zona de munte sunt pregătite. Faptul că ne-am gândit că ar putea fi o perioadă foarte bună pentru turiști se concretizează. Și din discuțiile pe care le-am avut ieri prin sondaj în diferite zone ale județului, vreau să vă spun că gradul de ocupare în multe zone și în foarte, foarte multe pensiuni este de 100%. Deci cam ceea ce avem de Revelion, când la fel deja sunt rezervate mare parte dintre locuri, mai sunt câteva locuri de Crăciun, și vreau să transmit și pe această cale faptul că în acest an pensiunile din Bucovina s-au organizat de așa manieră încât turiștii care vin să petreacă în Bucovina un Crăciun în familie. Prin urmare, pensiunile care au un număr de 3, 5, 6 camere pun la dispoziția familiilor care pot veni cu prietenii, pot veni cu rudele, să petreacă sărbătoarea de Crăciun. Se spune că Crăciunul se petrece în familie.
dar sunt situații în care, iată, dacă este să ne gândim doar la cei care nu au familia întregită aici în Bucovina și ar dori să reîntregească familia, mă refer la cei din diaspora, ar putea să-și reîntregească familia la o pensiune în Bucovina. Iar aici gazdele le oferă atât mediul acesta familiar, prin tot ce organizează, dar avem gastronomia specifică și în special avem obiceiul de iarnă, care, din fericire, în județul Suceava se păstrează, se mai păstrează, lucruri pe care nu prea îl mai întâlnim niciunde în țară. Așadar, revenind în această mini-vacanță de 1 decembrie, gradul de ocupare în foarte multe zone este de 100%. S-ar mai putea să fie pe undeva locuri, eu nu le știu, ca să vă spun, să recomand. Dacă voi avea astfel de informații pe parcursul acestei zile, vom găsi o soluție să postăm aceste informații, pentru că cei care s-au decis în ultimul timp să vină în Bucovina se o poate face. Acum eu aș spune, învățând de ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dacă vrei să-ți petreci vacanța în Bucovina, nu-i bine să lași lucrul ăsta pe ultima sută de metri sau să te gândești că îți iei familia și te urci în mașină și te duci în Bucovina să găsești locuri. E bine de rezervat din timp. Și cei care vor neapărat să petreacă sărbătorile în Bucovina își rezervă de la un an la altul, de pe un an pe altul. Vorbeam cu cei care se ocupă de turism, cu cei de la pensiuni, și spuneau că au clienți care vin sau își trimit prietenii, cunoștințele, rudele să petreacă la ei în pensiune sărbătorile de iarnă, și lucrul ăsta o fac din momentul când pleacă acasă la sfârșitul unui sejur din anul precedent. Prin urmare, din aproape în aproape este cea mai bună promovare și cea mai bună recomandare care poate fi făcută. Prin urmare, se anunță un an foarte bun, sărbători de iarnă foarte bune pentru turism. Să avem în vedere și avantajul pentru cei din Horeca, care reprezintă voucherele de vacanță. Faptul că voucherele de vacanță nu au fost achiziționate din timp în primăvară și situația de la frontieră a făcut ca sărbătorile de Paști să nu avem, să nu înregistreze numărul de turiști care noi ne așteptam. În schimb, acum sărbătorile de iarnă și avem și Crăciunul pe vechi în ianuarie, gradul de ocupare este la nivelul așteptat. Mai mult decât atât, cu greu mai putem să ne propunem ceva. Prin urmare, sărbătorile sunt de bun augur pentru turiști, dar și pentru gazde, ca să fim corecți, ne gândim și la ei, pentru că atât pandemia cât și conflictul din războiul în Ucraina i-a afectat. Și ne bucurăm faptul că din nou pensiunile din Bucovina sunt pline. Și ne bucurăm foarte mult că au revenit spre a fi prezentate publicului tradițiile, obiceiurile, sărbătorile de iarnă, colindele, grupurile cu urători și tot ce înseamnă obiceiurile de iarnă, care, vă spuneam, în Bucovina se păstrează cum nu se mai păstrează niciunde în țară. Ați vorbit un pic despre acest anul 2023 ca anul omagial al lui Ciprian Porumbescu, despre legea care va fi promulgată. Mă gândesc un pic și la locații unde se vor desfășura evenimentele. Avem acea casă de cultură în centrul Sucevei care nu arată cel mai bine. Există vreo speranță să treacă, nu știu, fie la primărie, fie la Consiliul Județean, să, nu știu, să fie făcut oarecum mai bine, să fie reîmprospătată? Parcă aș vrea să arate un pic la teatru Matei Vișnec, vă spun, da, adică arată foarte bine acolo. Este o mare durere când vorbesc despre Casa de Cultură și numai eu, și s-au încercat foarte multe, s-au făcut foarte multe demersuri pentru a rezolva problema aceasta. E o chestiune legată acolo de proprietate care ar aparține unor confederații sindicale și de aici toată această problemă. Nu știu ce să spun, s-au făcut și la nivel guvernamental o serie de inițiative care se împiedică de elemente de natură juridică. Nu știu,
Eu cred că și cei care sunt proprietari acum, dacă ar fi cu gândul la doar la ceea ce e în titlu instituției, a clădirii respective, a construcției respective, edificiul respectiv, casa de cultură. Păi, la momentul ăsta greu pot să spun că poți face un act de cultură în acel spațiu și este mare păcat. Este un mare păcat, este o mare pierdere pentru Suceava și situații genul ăsta nu sunt doar la Suceava, ci mai sunt în țară aceste case de cultură. Cred că ar trebui mai mult curaj în găsirea unei soluții. La momentul ăsta juriștii se pare că nu au identificat o soluție și nu a fost găsită o cale, o înțelegere între proprietari și administrație. Ar putea să treacă la Consiliul Județean, la primării. Mai avem în județ o situație similară la Câmpul Lung, care e în aceeași situație. E de dorit să întâmple lucrul ăsta și dacă vorbim, cu atât mai mult acum, când vorbim de anul Ciprian Porumbescu, ar trebui să poate să fim mai curajoși să găsim o soluție. Dacă zi de zi vom sta împreună cu cei care pot identifica niște soluții juridice, cu proprietarii, să identifice o soluție, ar fi extraordinar. Pentru că altfel mai avem ca și sală, dacă am la jumătate din capacitate și construită pentru alt gen de evenimente, Teatrul Matei Vișnie, care arată foarte bine, dar e nevoie de Casa de Cultură din Suceava. Și dacă să trecem pe o noapte optimistă în această dimineață și cu privire la evenimentele culturale și la anul Ciprian Porumbescu, evenimentele din cadrul anului Ciprian Porumbescu se vor desfășura în tot județul și nu numai. Ne gândim și am demarat o serie de discuții de prospectare, să spunem așa, în așa fel încât să desfășurăm activități în întreg județul și nu numai, spuneam. Peste tot unde a călcat Ciprian Porumbescu ar trebui să organizăm evenimente. Mă refer la Cernăuți, mă refer la Brașov, mă refer în zona la Timișoara, dar și în afară, la Viena, în Italia, la zona Nervii, unde a fost o perioadă acolo pentru a se trata. Prin urmare, poate că în Albania, de ce nu? Imnul național al Albaniei este pe muzica lui Ciprian Porumbescu. În întreaga lume, practic, ar putea fi organizate evenimente și vor fi provocări către mari artiști care au în repertoriul lor Ciprian Porumbescu. Ciprian Porumbescu este cel mai interpretat compozitor din lume. Cele mai multe compoziții și mă gândeam faptul că este Japonia în care Ciprian Porumbescu este practic considerat ca un muzician de-al lor. Ne gândim peste tot în lume, la Viena, la Londra, în Statele Unite, la fel Ciprian Porumbescu. Și avem instituții care poartă numele și care vorbesc. Avem străzi Ciprian Porumbescu. Școala Națională de Muzică din București a fost timp de peste 40 de ani conservatorul Ciprian Porumbescu. În CV-ul lor, mari artiști au trecut absolvent al conservatorului Ciprian Porumbescu. Sunt foarte multe lucruri. Doamna Șolț Cionca Stanca, cea care este strănepoata lui Ciprian Porumbescu, pregătește pentru public jurnalul lui Ciprian Porumbescu și alte documente care aparțin familiei. Sunt documente originale, prin urmare, o nouă sursă pentru cei care doresc să studieze, să vorbească despre Ciprian Porumbescu, unul dintre marii compozitori ai lumii. Îl aducem aici pe George Enescu, dar eu spuneam că George Enescu n-ar fi putut să fie George Enescu dacă nu exista Ciprian Porumbescu. Pentru că Ciprian Porumbescu a adus la suprafață filonul popular. Da. Iar de aici s-a inspirat foarte multă lume, inclusiv George Enescu. Încercăm să facem o rută culturală Stup Caliveni, în care să facem să fie
din nou împreună cei doi mari compozitori pe, să spunem așa, portativul undelor. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult spor în continuare la activitățile pe care le aveți pregătite, pentru că imediat vine întâi data de 1 decembrie și cred că o să fiți prezentă la depunerile de jelbe, dar și la fanfara militară care va fi prezentă în centrul. Da, studiului. Și poate că și prin județ o să încerc să fiu în această mini-vacanță și prin județ să punctăm puțin activitățile pe parcursul acestei luni și pe lângă faptul că, evident, vreau să vă mulțumesc pentru invitație, permiteți-mi să urez tuturor celor care poartă numele de Andrei. Andreea, mâine este Sfântul Andrei. La mulți ani tuturor și la mulți ani tuturor, nouă tuturor românilor cu ocazia Zilei Naționale, 1 decembrie. La mulți ani! Mulțumesc tare mult pentru prezență. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasiunea de sănătate, sfatul utile, horoscop, Suceava într-un minut și alături de profesorul Petru Tomece, Vața Românește. Ne puteți revedea și în reluare de la ora 10 sau pe rețelele social media. O zi frumoasă, la revedere!